despre faptul că oameni vor fi trimiși în iad ca să se arate dreptatea lui Dumnezeu. Nu putem suferi un asemenea Dumnezeu. Nu putem crede în un asemenea Dumnezeu. Cum să-și arate El dreptatea, bunătatea, sfințenia, trimițând oameni în iad? Eu n-aș putea crede un asemenea Dumnezeu. Este capcana diavolului, pentru că este singurul Dumnezeu în care poți crede și să fii mântuit. Dumnezeul suveran, atotputernic și creator al Universului nu este interesat despre ceea ce crezi tu că este bine și rău. Este interesat ca tu să-L crezi pe El despre ce este bine și rău. Avem o problemă conceptual, filosofic în ziua de astăzi, să credem că poate exista un Dumnezeu drept care ne va pedepsi pentru veșnicie. Pentru că nu înțelegem ce înseamnă păcatul nostru și pentru că nu înțelegem cât de sfânt este Dumnezeu. Dacă întreb pe un om, ai putea concepe de un om așa de păcătos încât să fie justificată trimiterea lui în iad pentru veșnicie? Ai putea concepe că există un om așa de diabolic, nu știu, un Hitler, un Stalin, da? Un om care e dispus și a făcut atâta rău, încât ai putea ca să-L crezi pe Dumnezeu justificat, ca să-L trimită pe acel om în iad? Aproape toți am putea concepe, intelectual vorbind, că există răutate așa de profundă, așa de murdară, așa de adâncă, așa de urâtă, încât ea merită pedepsită în mod veșnic chiar. Dar aproape nimeni nu poate concepe că este aceeași păcătoșenie și aceeași răutate care este prezentă în fiecare dintre noi. Și că orice păcat, oricât de mic între ghilimele, este o ofensă infinită împotriva unui Dumnezeu infinit de sfânt. Și că oricare dintre noi, în starea de păcat, lăsat în mințile noastre blestemate, și Dumnezeu luând mâna sa deasupra noastră, depărtându-se doar un pic, ar fi următorul Stalin sau Hitler sau violator de copii sau ucigaș în serie. Oricare dintre noi.